Joe Biden, asaltat de întrebări despre acuitatea sa mentală, a anunțat că își va reevalua candidatura dacă va fi diagnosticat cu o problemă medicală. Asta în timp ce presiunea crește asupra președintelui american. I-a cerut retragerea din cursă unul dintre cei mai influenți democrați, congresmenul californian Adam Schiff. Aproape două treimi din democrați ar vrea ca Biden să renunțe la candidatură. Asta arată un sondaj publicat miercuri de Associated Press. If there has some medical condition that emerged, if somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem, but I made a serious mistake in the whole debate. And look, when I originally ran, you may remember it, I said I was going to be a transitional candidate. And I thought that I'd be able to move from this to pass it on to someone else. But I didn't anticipate things getting so divided. And I think I've demonstrated that I know how to get things done for the country, in spite of the fact that we're told we couldn't get it done. But there's more to do, and I'm reluctant to walk away from that. Azi noapte, Casa Albă a anunțat că președintele a fost testat pozitiv cu COVID. Biden ar fi trebuit să participe la un eveniment în Los Angeles. El este izolat acum la casa lui din Delaware și are simptome ușoare.